Dacă vreți să învățați să gătiți, nu aveți decât două posibilități. Ori să urmăriți emisiunea Ca la Mama Acasă, ori să faceți niște cursuri cu doamna Nelly Matran, prietena emisiunii noastre, de la care noi am învățat să gătim încă deja cu mult timp în urmă. Da. Acum, iată, aveți niște cursanți în carne și oasă, în afară de telespectatorii noștri. Am învățat să pregătim și carne de miel, de berbec, de rață, de pui, de curcan, de... adică am trecut prin toate etapele. După ce au învățat să gătească toate felurile de mâncare, iată, am ajuns la desert. Și astăzi îi veți învăța să prepare ce? O plăcintă cu... ne referim acum la fructele care există pe piață. Da. O plăcintă cu mere, cu nuci coapte și stafide. Chiar sunt... astăzi avem niște deserturi de excepție. Apoi avem o banana secret pe care o lucrăm cu foietaj, banană caramelizată, înghețată și un decor minunat cu, așa, cu vișine, cu codițe și cu fructe de pădure. Și mai avem frigărui. Frigărui din fructe. Frigărui cu fructe asortate, foarte căutate pentru că au fructe, frișcă, fără cremă, fără grăsim și cantități foarte mici de zahăr. La 1 kg 200 de mere curățate și tăiate felii, vom adăuga 100-120 de grame de nuci coapte. Le coacem, le punem la cuptor într-o tăviță. Când s-au copt, le frecăm puțin în mână, va cădea coaja care este amăruie. Nu o să o fărâmăm nuca, nici nu o dăm la mașină, doar o strângem puțin în mână ca să o simțim în gură pe parcurs ce mâncăm. 100 de grame de stafide neapărat hidratate. Recomand să le hidratăm în apă cu un pic de vanilie, apă cu un pic de rom sau, mă rog, ce aveți la îndemână, poate să fie coniac sau vin. Punem stafidele la hidratat, adică puțină apă cu lămâie sau o să punem chiar coniac. Lucrăm cu foietaj, reamintim de fiecare dată, foietajul nu se încălzește la nicio sursă de căldură, nici măcar în apropierea unei surse de căldură. Haideți să adăugăm ingredientele la mere, pentru că ele necesită puțin timp și pentru răcire. Plăcinta noastră înseamnă o foaie coaptă, peste care vom veni cu această compoziție rece deasupra și apoi o foaie crudă deasupra, pe care o vom unge cu un gălbenuș de ou, așa cum știu deja cursanții mei, cu un gălbenuș de ou și miere. Așa arată nucile noastre după ce le-am copt. Urmează să le curățăm de coajă, așa cum am spus mai devreme, și le vom adăuga în compoziția noastră de mere, care acum este la rece. Am scos fundul plăcintei, care va fi, l-am scos din cuptor, după cum îl vedeți arată foarte bine, așa trebuie să arate. Așezăm foaia. Nu uităm, vom înțepa din nou ca să respire foietajul. Nu pătrundem foaia, doar ne facem niște semne. Vom folosi pentru o porție
o felie de foietaj în formă de pătrat, ne mai trebuie o cantitate, să spunem, jumate de litru de ulei în care vom prăji foietajul, care va avea la sfârșit o formă de coșuleț. În acest coșuleț, deci vorbim de o porție, vom folosi jumătate de banană tăiată în 4-5 felii. Aceasta va fi la rândul ei tratată într-o tigaie cu 3 linguri de zahăr, pe care îl lăsăm să se caramelizeze ușor, adăugăm o lingură de miere, adăugăm cele 4-5 feliuțe, adică jumătate de banană în zahărul cu miere, când s-a caramelizat bine, în coșulețul pe care noi l-am prăjit în ulei, vom așeza aceste bucățele de banane, ele fierbinți fiind, peste ele adăugăm înghețată rece. O să tăiem pătratele. Când începe să se ridice, o să apăsăm puțin sau doar ne folosim de greutatea polonicului pe mijlocul pătrățelului. Ca atunci când se coace foietajul, în mijloc să rămână o gaură. Îi punem puțină miere. Dacă n-am fi pus miere, operațiunea asta n-ar mai fi putut să aibă loc. Completăm cu fructe de pădure. Al treilea produs se numește frigărui cu fructe asortate și sos sabayon cu stafide. Vom adăuga un cubuleț de unt și puțin zahăr când acesta va fi topit, iar frigăruile gata montate le vom trece puțin prin tigaie, da? Prin unt, dezvoltăm toate gusturile, mirosurile la toate fructele pe care le folosim. În momentul în care le scoatem din tigaie, le vom trece puțin pe o hârtie absorbantă să luăm surplusul de grăsime și cum fructele se asociază foarte bine cu scorțișoara, chiar o să pur și simplu arătăm scorțișoara fructelor. Și atât. Le vom monta pe farfurie, câte două la porție și în continuare trebuie să pregătim sosul sabayon. Pentru sos vom folosi două gălbenușuri de ou și amestecăm cu două linguri de zahăr. Pe băi-marii le vom bate foarte bine până vor deveni o spumă spre alb, albicioasă. Când aceasta s-a aerat și prinde volum, vom adăuga puțină vanilie și 4 linguri de vin alb dulce. Foarte multe motive pentru care am ales acest subiect pentru emisiunea de astăzi. Odată că se încheie sezonul și intrăm și noi în vacanță, iar de săptămâna viitoare o să vedeți cele mai reușite emisiuni și cele mai interesante rețete și cei mai speciali bucătari. Odată s-au încheiat cursurile doamnei Nelly și avem aici... Ei sunt amatori, dar se pricep să pregătească, am fost martoră, niște dulciuri extraordinare. Apoi putem să plecăm și de pe șorțul domnului Radu, care spune viața e nesigură, mănâncă întâi desertul. Dar nu în ultimul rând, mai avem un motiv. Pentru că am spus că este ultima emisiune din sezon, astăzi vom ciocni un pahar cu vin. Și nu întâmplător, pentru că în mijlocul nostru vom avea și un somelier,
care o să ne spună exact ce vin se potrivește fiecărui preparat dintre cele pe care le-am pregătit noi astăzi. Așa vă urăm să o țineți toată vara, să aveți o vară dulce și întotdeauna să ciocniți vinul potrivit și preferat lângă ceea ce ați învățat împreună cu noi să pregătiți în bucătărie. La prima plăcintă cu mere, care nu e chiar orice fel de plăcintă cu mere, este mai specială, dat fiind faptul că merele au fost tăiate mari. Tocmai de aceea, eu cel puțin la prima vedere, am să recomand un vin superb, da, dat fiind faptul că avem acest nivel de copt. Am ales un vin din un an extraordinar de superb, 2001, un cupaj între trei sortimente sau trei sorturi de struguri elegante, respectiv un Pinot Gris, vorbim de un al doilea, un Riesling italian, și regele vinurilor albe sau regele soiurilor albe Chardonnay. Deci simțim un pic de aciditate, un pic de senzație de mere, Ionatan? Este un vin gros, greu. Da, este un vin, să spunem, unctuos. 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 Este un vin corpulent. Vedeți, noastră, aceeași textură de aluat franțuzesc în două etape, în două nivele. Da. Unul preparat la cuptor, da, celălalt tras la tigaie, pe închidere de pâine, tragere rapidă la tigaie, cu umplutura de banan și fructe de pădure. Este un vin care este fin alcoolizat, în sensul că are o tărie alcoolică mai ridicată datorită faptului că a fost fortifiat cu destilat de vin. Deci dacă spui fructe de pădure, spui vin roșu. Nu e o condiție sine qua non, dar ușor, ușor ne ducem către un vin roșu, pentru că aceeași aromă și tipicitate o găsim și în vinurile roșii, fructele de pădure. Da. Eu am ales puțin mai târziu să avem un alt vin licoros, ceva mai îmbătrânit decât cel dinaintea lui. Este un cupaj de 4 soiuri, respectiv Pinot Gris. Rămâne Chardonnay, rămâne Riesling italian, dar vine în completare cu prospețime Sauvignon Blanc. Cred că aceste fructe au avut o fină caramelizare. Da. Deci au fost trase în unt cu, da, miere și cu zahăr. Și cu zahăr. Da. Deci dau o textură, adică sunt proaspete, dar nu mai sunt atât de acide. Corpulență și are și o acinitate fină care completează sosul. Pe paleta gustativă. Are un post-gust foarte puternic. Deci un vin, este un vin corpulent și da, un vin bine structurat. Început în bucătărie și aceasta a fost o ocazie perfectă pentru a învăța mai multe lucruri. M-am gândit că ar fi bine să extind și anume plaja de preparate pe care pot să o fac de unul singur. Și atunci am venit aici. Ești însurat? Nu. Numărul de telefon și adresa. Așa, la cameră? Nu, că după asta am prea multe pretendente. Fiind pasionată de meseria de bucătar și toate preparatele de bucătare, am vrut să aflu cât mai multe curiozități și mult mai pe larg, multe lucruri mai pe larg decât ceea ce știu eu. Vreau să transform acest hobby al meu de bucătar amator, de ce nu într-o zi într-un bucătar profesionist. Îmi dau toată silința, învăț de la cei mai buni în domeniu și sper într-o zi să reușesc. Dar la emisiunea Ca la Mama Acasă nu vă uitați? Da. Vă știu emisiunea foarte bine, știu că se difuzează vinerea pe TVR3 între ora 13 și 13:20. Chiar v-am vizionat ultima emisiune, cea referitoare la bulzul tradițional. Thank you.